Da. Eu ți-am zis că am această problemă cu toată lumea, nu cu ea așa, dar am observat că la București ei nu consideră că sunt lipsiți de respect, știi? În zona de unde vin eu și poate că nici la mine, nu știu, că și la Cluj, toată lumea e la pertu. Mie nu-mi plac fazele astea, eu vorbesc cu dumneavoastră cu oricine și cu oameni de 23 de ani, dacă îi văd la alimentare sau la oriunde, vorbesc cu dumneavoastră și nu-mi place când mă iau la pertu. Mi se pare de o nepolitețe ieșită din comun, adică când mă duc la un restaurant cu cineva și îl aud pe ăla cu care mă duc, auzi, dă și mie o pizza. Deci nu mai pot, du-te de... Bă, băiatule, deci nu că nu ne mai... Nu mai face... Nu mai vreau să te văd. Înțelegi? Cum adică auzi, dum și mie... Bună ziua! Dacă sunteți drăguță, vă rog frumos, aș vrea să comand și eu o pizza. Vă mulțumesc frumos! Ce s-a întâmplat cu manierele în ziua de azi? Adică, pe bune! Doar să vă rog, foarte frumos, mi-a început să salată mixtă înainte, aceasta de greac preparată de bucătar și după aș vrea, nu mai gândesc, eu că am dat doar salata. Ce se mai ce poate noi ultimii cu calari? Păi, dar scuze-mă că îți spun, Petrescu, deci eu când mă duc undeva la orice alimentară și mă întreabă la alimentară, doamna, cu ce-ți dau? Cum adică ce-mi dai? Am tras de kilos azi dimineață sau și eu vreau stridii. Și eu vreau 3 stridii. Are chestia asta că să nu o facem de râs și mie îmi vine să-i zic, nu te face nimeni de râs, singura persoană care te poate face de râs ești doar tu. Dar asta e valabil nu pentru ea, pentru toată lumea. Eu am un mod mai, nu știu dacă mai firesc, mai relaxat, adică poate e greșit sau poate nu, suntem diferite doar. Nu știu, nu mai cred în bunele astea maniere ca acum 500 de ani, că nu mai suntem acolo. Chiar nu mai suntem, că uite, mă duc cu Waze după la dracu, pe aplicații. Dar suntem diferite, iar ea are un alt mod de a comunica cu oamenii, iar eu sunt mult mai, poate e greșit, mult mai relaxată. Cum adică, vă mulțumim frumos, cum adică eu vorbesc cu tine persoana a doua plural și tu îmi zici vreau să te, mișcă-te. Și când eu zic bună ziua, ce mai faceți, tu îmi zici ce vrei. Deci dacă e un lucru care mă enervează din tot ce înseamnă raportul cotidian între oameni, este ăsta. Când eu vorbesc cu tine la persoana a doua plural, cu dumneavoastră și tu mă iei la pertu. Sincer, Petrescu! Și în condițiile astea, să nu-ți vină să iei pastilă. Drept era că nu trebuia să mă urc la volan. No, pastila puteam să o iau, dar trebuia să stau acasă cu minții că nu știu ce dracu a fost în capul meu. E, ce să fie stridile? Stridile sunt niște stridii. Jireal, două, orice fel de stridii sunt niște stridii. Repet, noi suntem niște fete care mai mânca stridii, de mult. Dar acum, na, toate fashionistele mănâncă stridii și dacă nu mănânci și tu stridii, ești cam proastă, știi? Și noi, cum nu vrem să fim proaste, mâncăm și noi acum la concurență cu ele, știi? Mai întrece capul de la stridii, ascult. Dragii mei, ne-am comandat înainte de, ca aperitiv, ne-am comandat niște stridii pentru că așa am văzut eu că fac fashionistele mai nou. Și no, doar nu-mi fi noi ultimele proaste acum. Ne-am luat și noi niște stridi, ce Dumnezeu. Da, dar noi ne luăm tot timpul. Ne-am luat noi tot timpul, noi ne-am luat și înainte să fie pe Instagram și înainte pe cameră. Dar acum... Parcă-mi trece capul și toată lumea... Parcă-mi trece capul dacă mănânc pe scump și pe lux. Dar nu mai te strâmba, Alex, că așa este. Mă doare capul și mi-am rezolvat la... Nu, la farmacie. Am rezolvat la o farmacie cu niște plasturi ca să-mi revin. No, și după aia, după ce are nevoie de două lucruri, de două plasturi și de doi plasturi și de lux. Și no, noi, repet, în spiritul caracteristic fashionistelor, ne-am luat și noi niște stridii. Foarte bune. O zi bună vă doresc. Și care e treaba că noi mâncam și înainte, dar acum e trendy și dacă nu mâncăm și acum o să fim proaste. Noi nu suntem proaste, doar părem. Și nu suntem, n-avem cum. No. Pusi pauză că mai avem de mâncat. Niciodată cu lingura, să terminați cu prostiile. Nu mâncați pastele cu lingura și cu furculița. Pastele se mănâncă,
sunt specific italian, da? Italienii cumva nu le-au inventat neapărat ei, că vin de la Marco Polo, China, doar că pastele sunt un fel de mâncare care trebuie... Se mănâncă doar cu, se mănâncă doar cu furculița, terminați cu lingura aia cum vă duce, terminați cu ketchup pe pizza, că nu se mănâncă așa, mai terminați cu cappuccino după masă, că nu se bea. Cafeaua în Italia e un espresso, atât. Iar pastele ți le aduc în restaurantele bune, fără lingură, cu furculița, dragă, învățați, că aveți internet la dispoziție, că dacă eram eu, era tăiat de mult. Nu te las. Nu mă las. Nici eu nu mă las. Chiar. Nu ne lăsăm. Bine că am zis că slăbim, dar noi nu ne lăsăm. Nu. Deci lingura fără. Nu există să mănânci paste cu lingura. Never. Eu vă zic. Paci, mi-am luat și extra picant ca să știu o treabă. Alex, de-aia îmi place de tine, că ai înțeles. Niciodată cu lingura paste. Când mănânc bine, parcă mă mai lasă capul. Am nevoie de carbohidrate. Niște verde. Ce-i parmezan, Diana? Nu, mulțumesc. Parmezanul e mult și e o travă și nu e bine. Să-ți spui dacă îți placă, eu ți-am zis, cu picant. Am ajuns la vârsta în care să cred că una dintre cele mai mari plăceri ale vieții este să mănânci. Da, clar. Bine, să mănânci și în pat. Nu? Sau nu? Nu, mie îmi place să și mănânc mult. Vai, dacă mă arată... M-ai dus bine iar, Ana. Nu știu dacă v-am povestit, dar doamna Viorica Diana Ana Maria Diciu și cu doamna Ana Morodan își doresc Maria. Să fie numite domnișoare bătrâne până la final. Domnișoare. Domnișoare. Nu doamne. Cu doamne, da. Lăsați cu doamne. N-am fost niciodată, nu intenționez să fiu. Aia e. Ne asumăm cine suntem, dragă. Eu sunt o doamnă și am eleganță și educație, dar domnișoară vreau. Punct. Pare rău. Da, de acord. Iar vrea să fie nu moștenitorul mai mult decât aparținătorul noastră, că nu mai știa ce să zică. Băi, da, am avut o experiență foarte ciudată în ultimele zile. Un prieten de-al nostru a decis că nu mai vrea să fie în viață și nu avea niciun aparținător în România. Mama lui este în Germania și este bolnavă. Și m-am gândit și eu la asta și chiar m-am gândit, bă, dar nici eu nu mai am rude de gradul întâi în viață, adică și nu mi-am făcut nimic, n-am pe nimeni aparținător, adică dacă mi se întâmplă ceva și trebuie să ajung în spital, ce fac? A, bine, nu pun numai păticiu, pun vreo 12 în puii mei. În vedere că domnișoara Morodan este singură pe lume, are nevoie, în caz că trebuie să ajungă la spital sau ceva, de un aparținător. Și mi-e frică că trebuie să ajung la spital să operez un rinic și ticiul zice, ridicați-i sânii mai sus, că sunt cam lăsați. Nu mai se lăsați, că sunt foarte bine operați recent, doar că eu vreau să fiu aparținător. Mă ocup eu de tine, rep, nu-ți face tu griji. Să semnăm, să ne vadă... Nu, eu asta îmi doresc, tu. Eu n-am avut niciodată nimic și mi-ar plăcea să am grija ta. Notează, Marius, lasă-mă la notar să vii și tu când o facem aparținător. Da, da, eu n-am avut niciodată nimic și aș vrea să te am pe tine. Pentru că... Ce cel mai bun lucru din viața mea la momentul ăsta? Pare rău, dar vasectomia era necesară. Îi trebuie bani. Da. Cum, necesară era vasectomia sau că îmi trebuie bani? Că nu înțeleg. Trebuie bani. Banii... Ne raportăm prea mult la lucrurile astea. Vezi că iară. Ne raportăm prea mult la lucrurile astea. Bani, ce faci cu banii? Nimic. Ce e mai important în viață? Să relațiile dintre oameni și conexiunea. Cum pe fericirea. Nu, fericirea vine din oamenii din jurul tău. Nu, eu nu neapărat nu vreau oameni din jurul meu. Fericirea vine din oamenii din jurul tău și din relațiile pe care stabilești cu ceilalți. Banii asta doar un mijloc și sunt doar ochiul dracului, ca să știți, mai mult doar. Ăsta e nouul meu inel cumpărat, cu bani, nu cu oamenii din jurul meu, ca să știi. Mă face foarte fericită. Nu știu, fiind singură pe lume, faptul că eu consider că e familia mea și noi două avem relația asta specială, nu e recunoscută de nimeni, practic. În niciun fel de sistem medical, nu știu cum să zic, sistem legal, adică dacă îi se întâmplă ceva, n-am cum să o văd la spital, pentru că nu se rude de gradul întâi. Adică cred că de aici, nu știu dacă pot, o să zic că suntem pe reală, cred că și de aici cei care au orientări diferite vor să fie recunoscuți. Pentru că ajungi în niște situații de viață în care chiar e singur și în care vrei să fie cineva acolo pentru tine și nu se poate. Nu știu ce să
Foarte fericită, Petrescule. La mulți ani, Petrescu. Eu am altă gândire. Eu cred că fericirea vine din, de la ceilalți. Și cred că ești bine împreună cu ceilalți. Și cred că... Așa cred eu. Bine, acum mă și doare capul puțin. Ești bine? Mm-hmm. Deci va urma când o să-mi aparțină pe legal. Că pe vorbe toată lumea poate, nu ne place pacte, dragă, și pe semnat. Așa, te iubesc, nu mai pot, fără că nu trăiesc. Hai la notar să vedem cum trăim împreună pe banii tăi. De la nu-i pe bani. Am spus, da, bine, stop, pusi, pa, gata, că m-am supărat, iau și lingura acum. Te-am propovăduit că te mănâncă fără lingura paste și acum nu mai pot, uite ce fac acum. Am durere de cap din cauza asta. I-a spus lui Gabițică la mulți ani, da, dragul de el, că e bătrânel. No, să fie sănătos și el și toți ai lui, că suntem, v-am zis, la vârsta cu sănătatea, care e importantă, și să fie plin de belșug, că de acolo se rezolvă foarte multe lucruri.